Și înainte de a continua, aș vrea să, nu știu, fac o mică prezentare, dar nu cred că are nevoie de prezentare. Următorul speaker va fi domnul Cătălin Ivan, liderul grupului PSD în Parlamentul European. S-a vorbit în seara asta de adevăr, că vom spune numai adevărul și doar adevărul. Haideți să apelăm puțin la adevărul istoric, nu? Zic așa de început. Acum să zic, nu, cu 300 de ani înaintea erei noastre, era un puști care a rămas fără tată. Și s-a gândit el așa de supărare să cucerească lumea. Avea 20 de ani și puțin. A murit la 33 de ani, lăsând în urmă cel mai mare imperiu cucerit vreodată de un conducător. A revoluționat strategia militară, arta războiului și a modificat pentru totdeauna geopolitic lumea. Se numea Alexandru Macedon. 2000 de ani mai târziu, un alt tânăr din Corsica s-a gândit el să meargă în Franța și să facă acolo carieră. Și a luat-o pas cu pas, a urcat, la 27 de ani a cucerit Egiptul pentru Franța și la 30 de ani s-a gândit să pună mâna pe puterea absolută în Franța. Ghiciți ce, i-a reușit. De atunci, Europa n-a mai fost la fel, statele n-au mai fost aceleași, politica dintre state n-a mai fost aceeași. Unii prietenii spuneau Napoleon. Am zis să vin și în România puțin și să vin la anul 1848. Nu? Anul în care am zis noi că suntem români, că trebuie să fim uniți, că avem identitate națională. Și vă dau o listă de niște oameni care au scris istorie pentru România și din anul acela România n-a mai fost doar o uniune de oameni care vorbeau aceeași limbă, dar trăiau în trei principate diferite. Și hai să începem cu Moldova, nu zic. Vasile Alexandri, care în primăvara lui anului 1848 a scris prima petiție în care se vorbea de unitate națională. Câți ani credeți că a dat? 27. Alexandru Ioan Cuza, despre care vorbim atât de mult în Iași. 28 de ani. Mihail Cogălnicean, 31. Pe Costache Negri, sar, pentru că era cam bătrân, avea 36. Alecu Ruso, 29. Cea Rosetti, 32. În Țara Omnească, la Craiova, pe 7 iunie, tot 1848, Nicolae Bălcescu vorbea de unirea principatelor. Câți ani credeți că avea? 29. Și ar mai fi un anume Avram Iancu în Transilvania, poate ați auzit de el, doar 24 de ani. Cu alte cuvinte, toți acești oameni puteau fi membri activi ai PSD-ului și s-ar fi bătut pentru un loc pe listă la Consiliul Local sau Consiliul Județean, dacă ar fi făcut parte din organizația noastră. N-au cerut voie, nu au așteptat să le vină rândul, nu i-au ascultat pe cei care le-au spus că sunt prea tineri, că mai au timp, că nu-i momentul, că să stea la coadă, că să lipească afișe, ci s-au hotărât să scrie istorie. Și trăim astăzi în România și avem tricolorul și suntem un stat care ne căutăm încă identitatea în Uniunea Europeană. Cam atât cu istoria. Venim în zilele noastre, nu în țara lui Traian Băsescu. Țara condusă de PDL și observăm că a fi tânăr este un stigmat. Ba mai mult, un blestem. Ți-e rușine că ești tânăr. E o boală pe care de care aștept să scap și știi că nu poți să scap decât cu trecerea timpului. O să vină vremea când nu o să mai fii tânăr și nu o să mai fi arătat cu degetul. O să vină vremea când nu o să ți se mai spună stai la coadă, așteaptă țândul. Numai că atunci vor fi alți tineri în spate care vor încerca să te dea deoparte. În țara lui Traian Băsescu ești încurajat, nu, de părinți, de rude, să faci școală.
să mergi la, să iei note mari, să mergi la liceul cel mai bun, să ajungi la facultate. Dar tot în țara lui Traian Băsescu, cu diploma în mână, e șomer. Numai anul trecut, 70.000 de absolvenți au îngroșat rândurile șomerilor în România pentru că nu au găsit un loc de muncă. Cu 60% mai mult decât în 2010, dar asta este doar statistică, nu vă să vă plictisesc. Mai mult, tot în țara lui Traian Băsescu, cea în care trăim astăzi, ți se spune dacă ești tânăr, dacă ești doctor, dacă ești profesor, dacă ești inginer foarte bun, tu te și caută-ți de muncă în străinătate. Ce mai stai pe aici? Angajează nemții, angajează francezii. În Statele Unite te primesc aia cu brațele deschise. Nu mai contează dramele sociale, faptul că te rupi de cei dragi, că te rupi de locurile dragi, că statul a investit în tine și că ai muncit ani de zile ca să-ți creezi un viitor în propria țară. Ești liber să pleci. Și să lăsăm puțin țara lui Traian Băsescu și să privim la partidul nostru, nu? La PSD. Este un partid în care eu, când am intrat în 2003, era un fel de țara lui Traian Băsescu. Era cam cum v-am spus că se întâmplă acum. De atunci s-au schimbat foarte multe lucruri. Și ultimul meu discurs aici a fost când am candidat la funcția de președinte la Organizația Municipală de Tineret, având un contracandidat pe Marius Staficiuc. Și atunci acuzam foarte multe lucruri. Și acuzam foarte mulți oameni și foarte multe nereguli care se întâmplau atunci în partid. Multe dintre ele s-au îndreptat. Din fericire, mulți dintre cei de atunci nu mai sunt în partid. Dar cu toate astea, cred că mai este foarte mult de făcut până când tinerii în PSD vor avea o șansă reală, până când tineri tot mai valoroși vor dori să intre în Partidul Social Democrat pentru că vor găsi o carieră și un plan de carieră în partid. Ce a făcut președintele organizației PSD Iași, Gheorghe Nichita, este foarte mult și într-un timp foarte scurt. Dar eu cred că mai este mult de făcut. Cred că mai trebuie să muncim, să ne convingem pe noi, să găsim curajul de a pune și mai mulți tineri pe listă, de a avea și mai mulți tineri la consiliile locale din comune, de a avea și mai mulți tineri în consiliile locale din municipiurile, din orașe și municipiul Iași, de a avea la Consiliul Județean foarte mulți tineri. Și aici, dacă întreb primarii și președinții de organizații județene, de organizații comunale din județ, cine i-a vizitat în ultimul timp, în ultimii 4 ani de zile, cine le-a călcat pragul cel mai des, veți vedea că tinerii. Nu cei care, sau majoritatea celor care sunt acum consilieri județeni, ci cei care poate nu aveau nicio funcție la partid, dar mergeau și le băteau la ușă și întrebau ce probleme au. Voiam să fac conferință la partid și de multe ori era rezervată ora la care voiam să fac eu conferință de presă, pentru că aveau cei de la tineret conferință de presă. Au fost luni bune în care tinerii s-au bătut cu PDL-ul în declarații politice de presă. Au fost perioade foarte bune când niciun senior nu ieșea să spună de ce PDL-ul nu-i bun. De ce declarația Mihaelei Popa este una mincinoasă. De ce Dumitru Oprea vorbește despre PSD ca și cum PSD-ul ar fi la guvernare și uită că de fapt el e la guvernare. O făceau tinerii. Eu cred că toate aceste merite trebuie recunoscute și cred că tinerii trebuie să-și găsească un loc pe listă. Am plecat de la tineret acum câți ani? Acum 2 ani. Și am zis că niciodată PSD-ul nu o să fie la fel de puternic și la fel de bun cum a fost în perioada în care eu eram președintele PSD-ului. Era orgoliul celui care pleacă. N-au trecut 2 ani. Și TSD-ul este mult mai puternic decât era pe vremea mea. Și pentru asta te felicit, Bogdan. Vă felicit pe toți și... Îl felicit pe Silviu Macovei, care a preluat un colegiu foarte greu și numai el știe pe benzina lui, cu mașina lui, pe timpul lui, cum merge și încearcă să organizeze o zonă care era a PNL-ului și care... în care aveam organizații cu probleme foarte mari. Este o muncă titanică pe care o depune. Este și vicepreședinte al partidului. Asta este funcția, vine și cu responsabilitățile. Dar a confirmat și este un tânăr pe care ne putem baza.
Bogdan Balanișcu, Vlad Giga. N-am să dau... Era să încep să fac o enumerare acum de nume, dar sigur aș fi uitat pe cineva, deci mă opresc aici. Eu vă felicit pentru că sunteți o organizație puternică. Vă felicit și vă mulțumesc că mi-ați demonstrat că PSD-ul merge înainte, că este tot mai puternic și că se poate și fără mine. Vă mulțumesc! Mulțumim, Cătălin. Nu cred că ai plecat din PSD niciodată, chiar dacă alegerile din 2010 au schimbat structura, la acele alegeri nu s-a întâmplat nimic altceva decât am venit noi, o altă echipă din care și tu faci parte și ne bucurăm că ești alături de noi, Tudim. Mulțumim încă o dată.